Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Armele pe care ni le dă Dumnezeu. Shamgar a ucis 600 de oameni dintre filisteni cu un otig de plug. Și el a fost un izbăvitor al lui Israel. Judecător, capitolul 3, versetul 31. Pentru că israeliții nu l-au ascultat pe Dumnezeu, ei au ajuns să fie robii filistenilor, care i-au stăpânit prin frică și teroare. Dar Shamgar a refuzat să se lase intimidat. El s-a hotărât să folosească ceea ce avea la îndemână, un otig de plug, și să se lupte cu ei. El a refuzat să lase ca aparentul imposibil să-l împiedice să facă ceea ce era capabil. La urma urmelor, un om singur cu Dumnezeu formează majoritatea. Și dacă Dumnezeu este pentru tine, cu tine, cine poate fi împotriva ta? Vezi Romani, capitolul 8, versetul 31. Așa că Shamgar și-a luat otigul și a ucis 600 de soldați filisteni. Probabil dușmanul a izbucnit în râs când a văzut această armă artizanală improvizată, dar asta numai până când el a început să o mânuiască. Atunci privirea din ochii săi a inspirat teamă în inima lor. Curajul nu așteaptă ca situația să-ți fie favorabilă, ca planul să fie perfect pus la punct sau ca opinia generală să se schimbe. Curajul așteaptă un singur lucru, undă verde de la Dumnezeu. La semnalul de plecare dat de Dumnezeu, mergi cu motoarele pornite, ambalează-ți puternic motoarele, mergi cu ele în plin, fără să pui întrebări. Asta înseamnă să ataci problema cu orice armă improvizată îți va da Dumnezeu. Este un asalt în scopul evacuării forțelor întunericului, prin decizia ta de a fi sare și lumină, acolo unde te-a pus Dumnezeu. E mai mult decât să subliniezi problema, e angajamentul tău de a face parte din soluție. E mai mult decât să ai o inimă pentru Hristos, înseamnă să treci la fapte și să devii mâinile și picioarele Lui. În loc să stai deoparte pentru că ești de părere că alții sunt mai calificați decât tine, implică-te cu ce ți-a dat Dumnezeu și roagă-L să binecuvânteze ceea ce faci. După cum a spus odată cineva, puțin este mult când Dumnezeu e în acel puțin.